Florin, mulțumim că ne-ai primit în camera ta. Oamenii sunt curioși ce își are în bagaj o tricoloră când vine la lor. Crezi că ne poți arăta? Bună, vă mulțumesc că ați venit. Cu siguranță vă pot arăta. Nu sunt foarte multe lucruri, dar le consider foarte importante. Ia să vedem. Surpriză, niște tocuri. Păi, avem cam așa. Două perechi de ghete. Da. O pereche de ghete turnate. Așa. O pereche de ghete cu filet. Pentru că e toamnă și trebuie să fim foarte bine pregătite. Nu știm ce ne oferă prognoza meteo. O minge de masaj. Un elastic. Ești foarte pregătită. Da. Și bineînțeles, o pereche de apărători. Da. Niște hăinuțe pe care le portă. Că avem și o carte acolo. Da. De data asta. După mult timp. Da, o carte pe care n-am apucat să citesc. Este prima dată care ne iau în cantonament, pentru că cel mic e cu bunicii. Am crezut că o să am mai mult timp liber, dar se pare că nici așa n-am reușit să o răsfăiesc. Da, deci nu știu să vă zic ce cuprinde această carte, dar am citit pe spate despre ce e vorba în mare și am crezut că dacă m-aș asculta, m-aș înțelege. Am crezut că poate mă va ajuta să depășesc anumite momente grele și să mă cunosc mai bine, să știu cum să reacționez în situații diferite. Ok, data viitoare o să întrebăm. Da, o să vă fac un rezumat al cărții. Ce avem aici? Da. O placă de întins părul, pe care bineînțeles o folosesc în ziua meciului. Nu foarte mult pe lângă hotel, dar e important să te simți confortabil și în largul tău la ora meciului. Ce să avem? Un parfum? Da. Chestii de fete? O, da. O cremă de față, un ulei pentru păr, o cremă pentru ochi, un fond de ten. Da, folosit tot mai mult în ziua meci. Stai să te pregătești înainte de meciuri, nu? Da, vreau să mă simt confortabil și, da, oarecum, ok. Nu sunt genul care se machiază foarte mult, dar foarte puțin discret și să mă simt oarecum în largul meu. O cremă de mâini. Căști? Niște căști. Da, obișnuiam, de când cu cel mic ascult. Da, altfel de muzică, alt tip de muzică, dar, da. Le folosesc ce și... Ce fel de muzică asculti înainte de un meci spre... Depinde de starea de spirit, da, sunt, sau altă dată ascult chiar și muzică latino. Depinde de starea de spirit și niște hăinuțe pe care le folosesc pe aici în jurul camerei. Restul echipamentului îl primim de la echipa națională. Îți mai aduce aminte când ai venit acum 18 ani pentru prima dată la lot, ce aveai în bagaj? Da, bună întrebare. Nu mi-am amintesc exact, dar cred că da, cântărea foarte mult, avea multe emoții, cred că asta cântărea mai mult și da, mult mai mult echipament, pentru că nu primeam foarte, foarte mult echipament. Da, în rest, tot, ghete, apărători, da. A, și probabil alt tip de cărți, ceva gen, da, habar n-am, basme, balade, mă pregăteam pentru capacitate sau pentru examenul de bacalaureat. Am înțeles. Mulțumim foarte mult că ne-ai primit și că ne-ai dezvăluit așa puțin din intimitatea ta și sperăm să ne mai primești și altă dată. Cu drag, vă mulțumesc că ați venit și vă aștept oricând. Mulțumim. Mulțumesc frumos.